Quale? Qui. Pentru ce? Una. Quoia substantivo e adjectivum? Qui. Concordat in generi? Qui. Numerum et casus. De ce n-am învățat și eu? Se întâmplă ca flămânul, căreia noi în latinește îi spunem armian, care e în legătură cu creierul, căreia noi în grecește îi spunem naxmus, prin mijlocirea vinei cave, căreia noi în ebraică îi spunem cubilă, cubilă, se întâmplă ca acești aburi care pornesc așa din regiunile, cum v-am spus, care se umple, acum vă rog să fiți foarte atenți. Da. Care se întâmplă să umple ventriculele omoplatului, se întâmplă ca acești aburi de care vă vorbeam, ca să spun așa, ca să... fiți atenți! Da. Se întâmplă ca osabandus, nequeius nequer, Potarinu quipsa minus! Și iată, domnule, și iată, domnule, toată pricina din care fica dumneavoastră e mută. Dar ce nu știu să le spuie? De ce nu merge și mie gura așa? Domnule! Da. Un singur lucru mă miră. Locul inimii ce-ar fi tatăl. Mai că le-a așezat altfel decât sunt ele în realitate, adică inima în partea stângă și ficatul în partea dreaptă. Când e sănătoasă tu. Nu are a face, domnule.
Un doctor trebuie să consulte doi. Nu, da. Trupul meu nu-i raft de spițărie. Nu? Păi n-ai vrea puțin, puțin de tot să te consult? Cum si? Domnule, vă spun la revedere. Am să vin mai târziu să văd cum e bolnav. Domnule! Da, domnule. Vă rog să mai stați puțin. De ce? A, vai de mine, vai de mine! Dar eu nu pot să primesc bani, domnule. Nu pot să primesc deloc. A, da. Vă cred. Eu nu fac negustorie din medicină, domnule. Credeam că e așa, domnule. Vai de mine, dar eu nu știu ce e lăcomia, domnule. Da, vă cred, domnule. E cât se cuvine? E tot. E tot? Zău că-i bună treaba. Numai să nu mă prindă, dar... Iată un puls, domnule, care nu-mi place deloc. Dar nu sunt bolnav, domnule, și nu pentru asta am venit la dumneavoastră. Păi și dacă nu sunteți bolnav, de ce dracu nu spuneți? Nu sunt. Și vreau să vă povestesc totul în doar două cuvinte. Mă rog. Mă numesc Leandru. Sunt îndrăgostit de Lucind. Fata pe care ți-ai examinat-o adineori. Lucind, da. Și cum din pricină că tatăl ei n-are loc să mă vadă, mi-e cu neputință să mă apropii de ea. Vă rog, domnule, să mă ajutați. Vă rog să mă ajutați să pun la cale un șiretic, ca să pot să ajung să-i spun doar două cuvinte de care atârnă toată viața și fericirea mea, domnule. Să vedem. Că mai de mine, domnule, dar cum îndrăznești să vii la mine să sprijin dragostea și să vă faci pe mine să vă cobor la meserie mea de doctor la... Domnule, nu faceți gălăgie, domnule. Ba vreau să fac gălăgie pentru că ești un nerușinat, un nesimțit, să vii la mine să mă... Nu vorbesc de dumneata, domnule, care ești un om cinstit. Nu vorbeam de alții care iau pe unii oameni drept ceea ce nu sunt. Și asta mai trebuie să fie. Dar, dumneata, văd că ești un om cinstit, domnule, spune. Cu ce te pot ajuta? Vă cer iertare, domnule, pentru îndrăzneala pe care... Nu aveți, nu aveți de ce să vă cer iertare, domnule. Spuneți ce pot face pentru dumneavoastră, domnule. Aflați, domnule, da? Că boala pe care vreți să o vindecați este o boală născocită. Da, da, te-o seama. Doctorii da. Și-au spus părerea privind asta atât da. Cât puteau. Da. Și care au dat vina pe creier, care pe picat, pe cap. Care pe intestine. Intestine, da. Aflați, domnule, da. Numai dragostea este adevărata vinovată. Da. Lucind a inventat această boală pentru a scăpa de un măritiș pe care nu și-l dorește. Bună manevră! Și acum vă rog, domnule, așa să ajung în preajma ei să pot să vorbesc cu ea. Să ajungi în preajma ei. Domnule, te ajut. Hai să nu cumva să fim văzuți. Bine, ar fi foarte bine să te deghizezi. Da, am haina asta. Foarte bună! Are și glugă? Are, da, e o pălerină. O să fii luat de spițe. Adică o să fii ajutorul meu, ca să zicem așa. Da? Da, cred că sub haina o să mă ascult destul de bine. Foarte bine. Și cum tatăl ei nu se prea pricepe... Deloc. Și acum, vă rog, domnule, să mă învățați câteva vorbe din astea mai grozave din medicină. Păi de ce? Ca să pot trece un pârșit întreburi din astea. De medicină? Da. Uite aici că n-ai nevoie. Haina e totul, uite-și. Păi nici eu nu știu mai mult decât dumneavoastră medicină.
Păi să mă ia dracu dacă știu. Te-am văzut om cinstit și o să-ți vorbesc la fel. N-am vrut să fiu doctor deloc. Eu nu sunt doctor. Nu am vrut să fiu deloc, dar când am văzut că țin cu tot din adinsul să fiu doctor, am zis că hai să fiu. Pe spinare cu eu avea nevoie de mine. Auzi? Da. Cred că asta e cea mai bună meserie din lume. Pentru că ori faci bine, ori omori omul, plata e total. Odată nu s-a nimerit un mort care să se plângă de doctorul care l-a omorât. E drept că în privința asta, morții sunt niște băieți tare de treabă. Tare? Auzi, mormânt! Acum, buci, și așteaptă-mă de... Să nu facem glorie! E bine, ce greșit, bă! Și acum, buci lângă casa iubitei tale și așteaptă-mă acolo. O să punem la cale un plan! Hai, buci! Cum s-a făcut, oameni?